Că avem de trecut la o rubrică mult mai prietenoasă, se cheamă Stil de Succes cu Elida Toma. Astăzi avem un invitat special, se numește Cristina Chiriac. Bună dimineața, fetelor! Neața, neața tuturor! Neața! Astăzi este despre Cristina Chiriac, unul dintre cei mai pasionați oameni pe care eu îi cunosc, pasionat de tradiție, de tot ce înseamnă folclor, de tot ce înseamnă autentic. O să vorbim și despre proiectul ei de suflet, Flor de Ie, prin care scoate cumva la iveală și aduce în atenție costume populare foarte vechi, de 100 de ani, costume pe care le-a dus în toate colțurile lumii aproape. Ea face și ii tradiționale, dar plecând de la modelele de bază, și a demonstrat prin multele expoziții pe care le are peste tot în lume că ea este de fapt cel mai bun ambasador al României afară. Astăzi a venit cu o colecție, practic dezvoltă proiectul Flor de Ie, o colecție de rochii de seară, rochii de gală, rochii de cocktail, dar inspirate și ele tot din tradiție, cu picturi manuale realizate chiar de către Cristina. Sărmâna, Cristina! Bună dimineața! Neața, ca să fim în ton! Una întrebare de un jurnalism pur. Ce-ți veni? Ia. De ce Ie și Flor de Ie? Hai să-ți explic. Când m-am apucat de Flor de Ie, mi-a zis că am sărit un pic de pe fix. Okay. Și am zis, băi, așa o fi. Nu mi-a venit nimic special, pur și simplu, știi, vine un moment în viață când spui că m-am săturat de tot ceea ce am făcut și vreau să fac altceva, doar ceea ce îmi place. Cam asta este, cam așa se traduce pasiunea mea numită Flor de Ie. Ce să spun, că e mai mult decât o pasiune la ora actuală, pentru că am reușit să ajungem în trei continente. La ora actuală, ceea ce facem noi este apreciat aproape în întreaga lume și cred că este extrem de important să promovăm arta și cultura românească, pentru că ea, de fapt, asta face, înglobează tot ce înseamnă istoric, social, cultural, e istoria acestui popor. Dacă știi să descifrezi semnele alea, atunci înseamnă că ai trecut pragul acela al maturității și înțelegi ce înseamnă de fapt România. Hai să vedem între timp. Știu, ești o vorbitoare, te-am zis și de când ai intrat pe pauză. Putem sta aici la taclale mult. O să începem o scurtă defilare ca să vorbim și aplicat. Sigur, telespectatorii au văzut și aceste fotografii minunate. În sensul că sunt foarte bine făcute pozele, adică lumina cade bine, fotograful a fost bun și... Pata e frumoasă. Mă rog. Și după aceea rochia. Hai să vedem. Firică, bagă. Spune-ne un pic ce ne-ai adus. Ce e? Că bănesc că ai ales din mai multe modele. E o colecție pe care noi am lansat-o la Ankara, acum câteva luni. Este în trendul, pentru că trebuie să vă spun că în fiecare țară unde am defilat am încercat să ne adaptăm cerințelor acelei țări. De exemplu, culoarea predominantă pentru Turcia este negru, dar în Marea Britanie se poartă grena, verde, în Emiratele Arabe Unite se poartă pe dedesubtul abaiei, alte culori vesele și așa mai departe. Nu-mi spune că au culori vesele pe dedesubt. Bune, am auzit și că... vesele și decoltate. Am înțeles că sunt și foarte operate pe sub abaie. Cum? Ce sunt? Sunt și foarte operate. Și pe dedesubt și pe deasupra, ca să-ți spun așa. Tocmai povesteam, bârfeam un pic în culise și spuneam că atâtea rațe n-am văzut în viața mea cât am văzut și ele sunt rațe? Haideți să vedem împreună acest păun. Iată, pot să comentez eu că eu deja fac de mult timp. Ia, hai! Iată fluiditatea acestui material. Liniile converg spre, aparent, spre talie, dar apoi, dintr-o dată, concavitatea se transformă în conclavitate. Putem urmări... Vorbește și de culorile predominante. Culorile predominante sunt două. Așa. Una e neagră, care nu se vede că nu e culoare. Așa. Și una este auriu, care se vede că e culoare. Așa. Tocmai pentru că ne-am dorit să punem în evidență modelul.
asta. Dacă ar fi fost auriu pe alb, n-ai mai fi văzut mare lucru, nu? Foarte interesant că pare un material foarte moale și cu toate astea nu cade așa pur și simplu. Nu e... Contrar așteptărilor, nu e fluid deloc. Nu e asta fluid? E... Deci despre mătase putem să spunem că e un material fluid. Ăsta nu e deloc fluid. Aici Elida poate spune mai multe detalii. Asta este un neopren și rochia are forma literei A, dacă vezi. E puțin evazat în partea de jos. Iar această pictură, acest păun, de fapt, este un motiv tradițional preluat din zona Bistrița. Așa este. Am crezut că de aici, de la Chitila, de la familia Păun. Mulțumim, mergem mai departe, Ramona, să vedem ce ne-a mai adus norocul. Din colecția capsulă, ai zis bine? Foarte bine. Iată, din colecția capsulă, iată, am extras un exponat, volumele ce... de mâneci. Mânecile sunt de tip cloșcotiu. Așa. Sau cotcodac în românește, nu mă pricep. Pene de păun. Tot neopren sau, mă rog, tot neopren, sunt pene de păun lucrate manual. Fiecare frunză pe care, sau pană pe care o vedeți voi acolo a fost croită manual ca să se realizeze mânecile acelea. A fost necesar aproape o săptămână timp de lucru. Pene de păun. Parcă toată emisiunea e dedicată Elenei astăzi. Dar știi de ce păunul este un element central în zona tradițională a Bistriței? Nu. E mândru. A, mai mândru mândrețea, decât mândrețea, da, cocoșul, da, da. Și alte... Pălăria, etc. Exact, da, e un simbol de bogăție, de mândrie, de frumusețe. Se spune că este cea mai frumoasă pasăre. Și atunci iată că... Păunul. Mai e vreo altă pasăre? Scuze, ne mai râdem și noi aici. Hai să vedem mai departe. Ce ne-a mai adus noroc? Păunul? Norocul? Colecția are la bază și ceea ce am adus noi aici. La hotarul între haute couture și pret-a-porter, dragii mei, stă un străjer. Observ și limbajul. Este, da, de specialitate aproape. Studiez de ceva timp. Să știți ce avem aici, fetelor? Este o rochie în care s-au îmbinat mai multe materiale, dar cu același motiv central, păunul, pe care este pictat manual și îmbogățită cu cristale, nu le dăm numele, Skaraotsky, ca să nu facem... reclamă. Cristale Skaraotsky, e o rochie perfectă care se poate adapta oricărei ținute, fie de zi sau de seară. Să știi că colecția aceasta a prins extraordinar de bine, nu doar pentru publicul din Turcia, dar și pentru alte țări. Iar îi povesteam Elidei că jumătate din colecție am vândut-o înainte de a ajunge în țară. Aoleu, turcii ăștia iau tot. Nu, că nu cumpără doar cei care sunt de acolo. Că astăzi cumpărăturile se fac online, nu mai trebuie să mergi neapărat la un magazin. Îmi place că faci lucruri care se pot prezenta pe catwalk, dar care pot fi și purtate. Adică dacă ai eveniment de seară, ai putea să iei ceva din colecția asta, da. Nu este atât de sofisticată încât să... Nu-s deloc sofisticată. Nu. Și chiar își povesteam Elidei că eu nu pot să spun despre mine că sunt designer, că n-am studiile necesare. E o pasiune și cea mai importantă sursă de inspirație reprezintă costumul popular. Poate puțini oameni știu că marii creatori ai lumii, și aici vorbim de tot ceea ce înseamnă case de modă în lume, toți acești creatori s-au inspirat din costumele populare tradiționale ale diferitelor culturi. Bineînțeles că vorbim de Grecia antică și așa mai departe. Absolut totul ceea ce înseamnă modă pornește sau are la bază aceste costume populare. Hai să descriem ce vedem aici. E o rochie modernă, tot așa pe semicloș, pictată. Din câte știu, ar trebui să aibă și niște buzunare, dar nu mai știu sigur dacă... Ramona, caută buzunarele. Caută buzunarele. Dacă nu, strânge degetele și fă-te că ai băgat mâna în buzunare. Bravo, mulțumim. Foarte așa. Bine. Revers șal duce un pic către zona clasică, această rochie, partea de sus, poate fi o reinterpretare a sacoului, dacă ne uităm din partea frontală. Spate gol, eleganță. Da, cocktail, nu, de fapt am greșit. Cred că e o rochie de covor roșu. Așa este. Dar ceea ce vreau să vă spun este că partea de jos are influențe tradiționale din zona Olteniei. Dacă știți celebrele vâlnice, care sunt la fel de ample, 3 metri de material strânși pe o sfoară. Ei, cam așa am încercat și
Parcă n-am folosit sfoara, ci am folosit, ne-am adaptat, să spunem așa. Mergem mai departe. Dacă ești gravidă și când ți operă, trebuie... Sau nu, eu aș spune că această rochie se potrivește oricărui tip de siluetă. Da, aici nu vedem liniile corpului. Da. Da? Și poate buzunare. Ascunde imperfecțiuni, dacă poate e ascunde cazul. Și bombonele, că asta are buzunare, am văzut. Da. Amalia, dar știi care e farmecul unei rochii de genul acesta? O poți purta indiferent de vârstă. Iar materialul acesta este perfect pentru doamnele care n-au o siluetă perfectă, să-i spunem așa, da? Adică indiferent de vârstă, indiferent că ai făcut puțină burtică sau ai niște șolduri mai voluptoase. Am înțeles. De ce să mâncăm mai puțin, să mergem la sală, când putem să ne cumpărăm o rochie mai mare? Este foarte... Nu putem fi toți perfecți. Este foarte faină rochia, pentru că dacă ai tico, ai și prelată. Ce avem noi aici, dragele mele? Te rog frumos să mă lași pe mine să descriu mânecile Lida. Știi că sunt un fin cunoscător. Iată, vedem aceste mâneci de tip împletitură. S-au prins. Deja intră în detalii. Sau, cum îi zice la brânza aia ușor afumată de așa împletită, oare? Vlăduț, brânza afumată ușor împletită, cum îi zice? Brânza împletită, afumată. Cașcaval. Cașcaval, cavalul trece. Bă, stai că se uită și proștii la televizor. V-am zis proștilor că știu și modă și bucătărie. Da, da, da. Să știi că eu sesizez de aici o urmă de discriminare, dar vorbim pe pauză. Există o discriminare. Da, da, în alegerea ținutelor pentru diverse modele. În afară de mânecile care sunt spectaculoase și bănuiesc că atrag atenția încă de când intri în încăpere, spatele gol, gol. Ia uzi. Burta goală, goală. Ia uzi. Nu, aici vorbeam de mine. Da, lăsând la o parte comentariile tale amuzante, da, este mersi. O rochie foarte elegantă, este o rochie foarte frumoasă. O rochie... Un grad de dificultate greu de sigur, asta realizat, vreau să știi? Adaug. Foarte greu s-au obținut acele mâneci. Este un proces complex, pentru că întâi se pune tiparul, se croiesc, apoi se pictează fiecare bucată în parte, apoi se realizează acea împletitură care este cusută manual la un moment dat. Da, și după aceea se realizează rochia. Adică rochia aceasta chiar are un grad de dificultate ridicat. În general ai să vezi că oamenii preferă lucrurile simple, da. Dar ca să poți să creezi și să ai succes, în special în străinătate, trebuie să inovezi. Așa e ușor să croiești, să tragi la mașină și așa mai departe. Colecția aceasta are o amprentă personală. Iese din tipar. Inclusiv faptul că picturile acestea sunt unicate și că chiar dacă eu aș vrea să pictez același model de două ori sau de trei ori, îți spun că nu iese la fel, sub nicio formă. Adică, cu alte cuvinte, în momentul în care ți-ai cumpărat o rochie de genul acesta, exclus să te duci la aceeași petrecere cu o altă doamnă și să dai nas în nas. Pentru ceea că ce nu... urăsc eu tot timpul când așa. Mă îmbrac la fel cu o altă doamnă. Mulțumim, Cristina, să mai vii. Da. Dar o să vii și fără doamna profesoară, care m-a certat de două ori că sunt amuzant. Lasă că te chemăm noi. Nu vii tu joia, că noi ne distrăm singuri împreună. Îmi place, Cristina are un simț al umorului dezvoltat. Și Elida. Și Elida stă lângă ea. Mulțumim tare mult, mulțumim fetelor. N-am știut că avem atâtea manechine la emisiune. Luăm